Cine n-are curcan să-și cumpere, nu? Cine n-are curcan să-și cumpere. Am găsit zilele trecute, aveam în congelator un ciocanel de curcan. Un ciocanel, cred că are... avea vreo 2 kg jumătate spre 40 de kg, am zis. Mamă, deci Dita mai, ce să spun, Dita mai buzduganul. Da. Și am zis, ia să vedem câte zile putem să mâncăm noi din acest ciocanel. Dar am făcut o marinadă pe care nu o fac de obicei, dar este extrem de simplă și vă recomand să o încercați. Este marinadă în saramură. Saramura are această particularitate pe care nu știu să o explic chimic. Frăgezește foarte bine carnea și nu o sărează. Adică nu trebuie să vă imaginați că dacă marinezi saramură, mamă, nu mai poți să mănânci că se face potroacă. Nu! Carnea, în mod miraculos, așa, trage exact câtă sare are nevoie. Și ca atare ciocanelul respectiv, l-am scos, evident, din congelator, l-am dezghețat și după care l-am pus... Eu l-am pus într-o pungă Ziploc, adică o pungă de aia cu fermoar. Dar puteți să-l puneți într-o cratiță, dacă vreți, doar să aveți grijă să puneți ceva pe deasupra, când în apă și marinada respectivă, ca să stea la fund, să stea în imersiune complet. Apă rece și 4 lingurițe de sare cu vârf, sare, am folosit o sare oarecare, sare grunjoasă, la 1 litru de apă. Și, mă rog, practic o cană de apă de 250 de mililitri, o linguriță de sare și uite așa. Am topit sarea separat. Deci după ce am umplut cu apă punga și am pus ciocanelul de curcan acolo, am făcut separat amestecul de soluția salină, ca să știu cât apă am pus, am măsurat. Și eu am mai pus niște rămurele de rozmarin înăuntru. Nu vă recomand să încercați alte chestii. Lăsați așa. Saramură și eventual câteva rămurele de rozmarin sau câteva rămurele de cimbru proaspăt. La frigider 24 de ore. Și după 24 de ore am scos ciocanelul, l-am uscat puțin, l-am tamponat cu... cu fenul. Cu hârtie, cu prosop de hârtie. Și am făcut un unt aromat să-l bag pe sub piele. Pielea de la curcan se poate ridica așa ușor, bași degetul pe dedesubt și desprins de piele, de carne. Untul aromat cel mai simplu posibil. Practic unt moale amestecat cu usturoi topit și am mai pus un praf mic de cimbru, atâta tot. Ăsta l-am pus într-un castronel, l-am dat la rece la frigider 20 de minute ca să iau după aceea să fie cât de cât tare, dar nici bocnă. Și am băgat, am scos cu lingurița așa și am băgat pe sub piele. Și după aia am uns și pielea, mă rog, am murs și ciocanelul cu niște unt. De ce râzi, mă? Ești un nenorocit. Și că ți-a rămas și, și mobila. Ai uns peste tot. Ești un nenorocit. Peste tot. M-am dat și pe mâini ca să fiu, să fiu mânuțele mai grase. Untul, să știți că e foarte sănătos și pentru... Miroase frumos, a cimbru și a usturoi pisat proaspăt. Nebunia de pe lume. Ai mânci și tu cu unt, cum era domnul prietenul de mai devreme cu strugurile. Da. Într-o cratiță, tavă, nu tigaie, trebuie să fie ceva mai înalt un pic, pus acolo, fond de pui, puțin vin alb, stropit, el are unt, nu mai are nevoie de ulei. Dacă vrei neapărat să faci o chestie și dacă, de exemplu, dacă ești în post și nu servești unt, atunci îți faci un amestec din ulei de măsline cu niște mirodenii, chimen pisat, piper, sare, ce mai vrei. Lucruri de genul ăsta și cu ăla dai un pic peste... peste ciocanelul tău sau peste friptura de pui. Jumătate de oră la cuptor cu capac. Folia de aluminiu nu te ajută foarte mult. Ți-ar trebui un capac. Eu am o cratiță de fontă luată de la acel producător faimos de mobilă suedez, al cărui nume nu putem să-l spunem la radio, pentru că nu suntem în parte de publicitate. Aveam cratițe, sunt niște cratițe așa de fontă, cred că are cam 7 kg una, ovale cu capac alb așa și cu un interior negru. Nu mi-a fost prea clar niciodată ce aș putea să fac cu ea. Mă bucur că am găsit acum. Intră... E prima oară când o folosești? Da. Ciocanelul ăla intră perfect în ea. Îți dau cum mai are Radu de presa frunze. Te rog. Pui în dum, ăla altul vechi și pui și oala peste și în 2 zile sunt foarte gata. Bun. Da. La cuptor cu capac 180-200 de grade jumătate de oră. După care afară și pun de jur împrejur cartofi. Cartofi tăiați felii mai groase așa sau bucăți. Păi da, dar aici ai plecat în dietetic și te-ai dus într-o zonă nasoală. A, da, chiar. Curcanul este celebru. Da, tata. N-are colesterol, n-are practic, n-are nimic. Nimic. Carne spânt. De-aia am zis, în loc de unt, ulei. Cartofii îi dai și pe ei prin unt sau? Cartofii îi dai, ai să râzi, cartofii după ce îi tai și îi scurci într-o strecurătoare, un strop de ulei pe deasupra, boia și puțină sare. Și îi amesteci cu mânuțele așa, îi împrăști în jurul ciocanelului tău tip buzdugan de 3 kg și dai din nou la cuptor încă vreo jumătate de oră.
și după aia mai verifici dacă s-au făcut, scoți capacul, ridici un pic temperatura, poți să pui eventual și pe ventilație, vreo 20 de minute, să se rumenească frumos. Și mănânci cu un vin budurească cu care te mânjești de struguri prin gură și pe mânuțe și pe alea, cum zice ascultătorul ăla. Așa, și la final, la final tradiționalul... Poftă bună la cafeluță! Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.